Pandemia de coronavirus i-a ținut pe oameni în case timp de 2 luni de zile. Străzile orașului au fost aproape pustii, iar asta s-a resimțit și în aer. Potrivit datelor oferite de Agenția pentru Protecția Mediului, în perioada în care a fost decretată starea de urgență, niciun indice valoric al calității aerului pe care îl respirăm nu a depășit valorile zilnice admise. Au fost monitorizați indicatorii dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon și pulberi în suspensie, PM10, particule cu diametrul mai mic de 10 microni, și au fost înregistrate 5482 de valori medii orare pentru acești poluanți. Valorile înregistrate pentru indicatorii monitorizați de stație nu au depășit limitele maxime admise, conform legii numărul 104 din 2011, privind calitatea aerului înconjurător. Poluarea nu este o mare problemă în Slatina, spun reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului. Asta și pentru că întreprinderile de pe raza orașului fie și-au închis activitatea, fie și-au redus-o cât mai mult posibil. Pentru dioxid de sulf nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limite orare pentru protecția sănătății, respectiv de 350 microgram pe metru cub. În ceea ce privește monoxidul de carbon, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limite pentru protecția sănătății umane, 10 mg pe metru cub, valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore. Iar pentru pulberi în suspensie, cu diametrul particule cu diametrul mai mic de 10 microni, PM10, valorile medii zilnice înregistrate s-au situat sub valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane. Dacă înainte valoarea indicelui pulberilor aflate în suspensie depășea uneori pragul maxim admis în perioada de carantină, acesta s-a aflat constant sub limitele legale. Stația automată de monitorizare a calității aerului din Slatina, aflată pe dealul Grădiște, oferă cetățenilor date reale în timp real despre nivelul de poluare din oraș. Aceste valori pot fi observate fie online pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului, fie pe panoul amplasat în centrul orașului, în zona poștei.